CS Universitatea Craiova va juca duminică cel mai important meci al sezonului cu Gazmetan Mediaș la Pitești de la ora 20:30. Albaștrii nu trebuie să piardă pentru a-și asigura calificarea în play-off. Antrenorul Mulțescu spune că echipa va aborda meciul la victorie și consideră că locul echipei oltene este printre primele 6 ale campionatului. Ne așteaptă un meci cât o finală pe care va trebui să o câștigăm, vom câștiga. O să rămânem în play-off, acolo unde este locul, zic eu, și care a fost demonstrat de evoluția noastră bună în mare majoritate a jocurilor. Sigur că va trebui pentru acest meci să fim la nivel cel mai mare al capacităților noastre intelectuale, fotbalistice, mentale tot. Albaștrii nu se vor putea baza pe unul dintre cei mai în formă jucători, Gustavo, brazilianul fiind suspendat după ce a primit un cartonaș galben în meciul cu Dinamo. În absența lui, la mijlocul terenului, greul îl va duce Băluță. Aștepta un meci de totul sau nimic. Avem ocazia de a arăta cine suntem. Trebuie să dăm totul acolo în teren, pentru că e ultima șansa noastră. Nu zic că merităm să fie acolo, dar trebuie să o arătăm în primul rând pe teren. Putem scrie istorie și putem să ducem această echipă acolo unde este locul și acolo unde ne dorim cu toți, în Europa. Adversara Craiovei, Gazmetan Mediaș, are doar șansa victoriei pentru a ajunge în play-off. În tur, cele două echipe au remizat scor 2-2. Echipa masculină de volei SCMU Craiova a fost învinsă aseară în deplasare de formația poloneză Belchatov cu scorul de 3-0. Meciul a contat pentru ultima etapă din grupa D a Ligii Campionilor. În urma acestei înfrângeri, albaștrii au ratat calificarea în faza următoare a competiției. Pentru Craiova urmează un meci dificil pe teren propriu cu Arcada Galați. A fost un meci greu, din păcate am putea merge mai departe, dar asta a fost un punct. O minge pusă jos, ne ducea mai departe. Din păcate, suntem aici. Ne vedem mai departe de campionat. Consider că au fost mai multe momente în care puteam să tranșăm această calificare, însă până chiar în ultima clipă o puteam face. Nu prea avem timp să ne lingem rănile sau să suferim prea mult după această înfrângere, pentru că ne așteaptă un meci foarte greu cu Galațiu. Rămânem în cursa pentru câștigarea campionatului, pentru bătălia locurilor fruntașe. Antrenorul Dănuț Pascu spune că un avantaj la meciul cu Galații ar putea fi pentru Craiova faptul că moldovenii au schimbat antrenorul și vin după două eșecuri la rând. O echipă cu care au jucători cu contracte mari, mai mari ca ale noastre, bineînțeles, dar se pare că parcursul lor a fost bun până la un anumit punct, după care au început să aibă probleme. Totul a culminat cu schimbarea antrenorului după această etapă trecută, când au pierdut cu Ploiești acasă 3-2. Ar putea fi un avantaj pentru noi că sunt într-o perioadă, traversează o perioadă delicată. Partida cu Arcada Galați se va juca duminică de la ora 13:45 în sala polivalentă din Craiova. Înaintea meciului, oltenii sunt pe locul al patrulea, iar gruparea moldavă pe poziția a treia.